Creștere periculoasă a acestui tip de cancer, care se va dubla până în 2040. Acest articol trece în revistă tendințele actuale, factorii de risc și măsurile preventive legate de cancerul de prostată, sublinind importanța unor strategii eficiente pentru a contracara această creștere îngrijorătoare. Tendințe actuale în ceea ce privește incidența cancerului. Conform unor studii recente, Cancerul de prostată este a doua cea mai frecventă formă de cancer în rândul bărbaților și reprezintă una dintre principalele cauze de deces prin cancer în acest grup. Vârsta medie de diagnosticare a scăzut, ceea ce sugerează o prevalență în creștere la bărbații mai tineri, fapt care necesită o revizuire a tacticilor de screening și de gestionare un studiu publicat în 2020 a arătat că cancerul de prostată a fost responsabil pentru o pierdere considerabilă de ani de viață la bărbații cu vârsta de peste 50 de ani, totalizând 3,5 milioane de ani persoană de viață, y -le -le, la nivel global. În special, 40% din acești y -le -le au fost concentrați la persoanele cu vârsta peste 75 de ani a fost observată o variabilitate semnificativă a ratelor y -clele standardizate în funcție de vârstă, atât între regiuni, cât și în cadrul acestora. În ultimele două decenii, aceste rate au crescut în multe țări din Asia și Africa. În schimb, în America de Nord și Europa, ratele au prezentat o tendință de scădere. Proiecțiile viitoare indică faptul că numărul de y -clele din cauza cancerului de prostată s-ar putea dubla până în 2040, Ajungând la aproximativ 7,5 milioane, cele mai semnificative creșteri fiind așteptate în Africa, Asia și America Latină și Caraibe. Factori de risc. Factorii de risc pentru cancerul de prostată includ vârsta înaintată, istoricul familial și anumiți factori genetici. Cu toate acestea, dovezi recente indică, de asemenea, factori modificabili, cum ar fi dieta, Greutatea corporală și activitatea fizică. Studiile arată că dietele bogate în grăsimi saturate și activitatea fizică redusă pot crește riscul de a dezvolta cancer de prostată. Mecanisme fiziopatologice La nivel molecular, cancerul de prostată se caracterizează prin alterări ale reglării hormonale, în special ale nivelului de androgeni, cum ar fi testosteronul. Celulele canceroase de prostată depind adesea de acești hormoni pentru a se dezvolta și a se răspândi, ceea ce subliniază relevanța terapiilor care vizează aceste mecanisme. Strategii de pistare și diagnosticare. Screeningul pentru cancerul de prostată se realizează în mod obișnuit prin testarea antigenului specific prostatic, PSA, și prin examinare rectală digitală. Cu toate acestea, aceste metode au făcut obiectul unor dezbateri din cauza preocupărilor legate de acuratețe și de supratratament. Noile tehnologii, cum ar fi reme și biopsiile țintite, promit să îmbunătățească acuratețea diagnosticului. Prevenire și gestionare. Prevenirea cancerului de prostată poate fi fezabilă prin modificări ale stilului de viață, inclusiv o dietă sănătoasă, bogată în fructe și legume menținerea unei greutăți sănătoase și exerciții fizice regulate. În plus, este esențial să se ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la screening, iar programele de educație ar trebui să pună accentul pe depistarea precoce și pe opțiunile de tratament disponibile. Prognosticul pentru cancerul de prostată este în general favorabil în cazul depistării precoce, dar creșterea preconizată a incidenței este un apel la acțiune. Este imperios necesar să se pună în aplicare strategii de prevenire cuprinzătoare, să se îmbunătățească tehnologiile de diagnosticare și să se încurajeze o abordare proactivă a educației și cercetării în domeniul sănătății. Numai prin aceste eforturi putem spera să atenuăm impactul acestei boli în creștere.